Petromidia Novodari, parte din familia Rompetrol Rafinare, la rândul membru al grupului KMG International, a primit o delegație importantă din Kazakhstan, formată din reprezentanți ai companiei mamă, Kazmunaygaz, și specialiști de la principalele rafinării kazahe, Pavlodar și Atirau. Invitații au putut afla direct de la oamenii cheie ai rafinăriei Petromidia cum funcționează cea mai mare uzină de profil din România, dar și cum sunt implementate soluții de eficientizare a producției. Schimbul de experiență este unul dintre conceptele intens promovate la nivelul grupului KMG International. De altfel, principala menire a întâlnirii a fost interconectarea rafinăriilor membre Kazmunaygaz. Prin schimburi de idei și proiecte de optimizare și fluxuri, entitățile se pot alinia pentru rezultate operaționale cât mai bune. Rompetrol Rafinare este un model de succes, iar dovadă stau recordurile impresionante pe care le depășim an de an. Rezultatele de excepție, alături de mediul de muncă proactiv creat în interiorul rafinăriilor Petromidia și Vega, au suscitat interesul colegilor noștri din Kazakhstan, a declarat Edil Utekov, directorul general al Rompetrol Rafinare. La rândul lor, reprezentanții companiei de stat kazahe, Kazmunaygaz, s-au declarat încântați de evoluția Rompetrol Rafinare, iar întâlnirea de la Novodar este văzută ca un eveniment benefic din care se pot naște multe câștiguri.